Din episodul anterior, din Chucky. Nu știu ce se întâmplă, dar trebuie să scap de aici. Dacă cineva vrea să scape de mine, trebuie să aflu cine. Tu ești rața și eu vânătorul să te gătesc. Ca să scoatem toate relele din el. Ce ziceți, reușim? Ieși afară! Haide, încă puțin! A ieșit. Cine te-a trimis ca să mă distrugi? Nu! Înainte să înceapă următorul episod, v-aș ruga de pe acum să dați un mare like la acest episod dacă vreți să continuăm seria noastră din Chucky în viața reală. Ok, păi asta nu e greu. Trebuie doar să dau like-uri la toți cei care comentează orice cuvânt în comentarii și like-uri la cei care îmi dau follow pe Instagram. Ok, păi nu e greu. Așa că lăsați orice cuvânt în comentarii și eu vă dau like-uri și follow pe Instagram. Ok, lăsând chestia asta la o parte, chiar vreau să-mi spui numele celui care vrea să mă distrugă. Nu cred. Îmi sună foarte cunoscut numele acesta și doar o singură persoană întrece acum prin minte care are numele ăsta. Eu ți-am zis numele lui, așa că îmi rămâi dator. Dator? Pentru ce? Tu ești cel care a venit să mă distrugă. Dar tot eu te voi ajuta să-l oprești. Așa că dacă vrei să ne împrietenim, nu te mai distrug. De ce aș vrea să fiu prieten cu o păpușă ucigașă? Atunci o să faci cunoștință cu ciocanul meu, Gică. Bine, bine, suntem prieteni. Alo, da? Mai trăiești? Iarăși tu, ți-am zis să nu mă mai suni. Nu ți era dor de mine? Am sunat să văd dacă și-a făcut treaba Chucky cu tine și te-a făcut bucățele. Deja încep să mă enervez și știi că ți-am aflat numele. Nu ai aflat nimic, dar dacă tot trăiești, te-am sunat să-ți fac o surpriză. Ce surpriză? Știi că se apropie Crăciunul, așa că vreau să te colind. Să mă colinzi? Da, așa că taci și ascultă-mă. Fii atent. Dom, dom, să înălțăm, am plecat la vânătoare. Dom, dom, să înălțăm, steaua sus răsare, ca o taină mare. Steaua strălucește și lumii vestește. Puiu, mami, iar ai făcut pipi în pat. Mamă, de câte ori ți-am zis să nu mai întrerupt când vorbesc la telefon. Și da, m-am scăpat puțin pe mine aseară. Nu comenta la mine, copchil nerușinat. Ți-am schimbat scutecele de când erai bebeluș și așa mulțumești? Până și în ziua de azi îți schimbi scutecelul. Ai 20 de ani și zici că ai 2 ani. Mă omor cu zilele. Lasă-mă să termin de colindat că vin sărbătorile și mai fac și eu niște bănuți. Să vezi ce colindat îți dau eu peste bot dacă mai vorbești cu măta așa. Ia, ia de aici, na, na de aici, na de aici, ia de aici. Auleu, mamă, nu mai da, nu mai da cu tigaia că mă doare. Auleu, lasă-mă. Na de aici, te drecu de copil nemulțumit. Îți trebuie ție colindat. A închis. Dar totuși am aflat ceva interesant și foarte important. A zis mama lui că are 20 de ani. Pe cine cunosc eu cu vârsta de 20 de ani și cu numele de... Stai, nu-i pronunța numele cu voce tare. De ce să nu-i zic numele cu voce tare? Pentru că dacă faci asta, va trebui să te distrug imediat. Numele lui este și codul de activare pentru distrugerea ta. Deci vrei să zici că dacă îi zic numele cu voce tare, o să mor? Da, dar totuși eu nu mă supăr. Măcar pot să-l folosesc pe Gica al meu, că bietul de el a cam ruginit și este dor să mai fie folosit. Ok, și ce vrei să facem? Cum aș putea eu să aflu cine este dacă nu-i zic nici numele? Am o idee. Ce idee? Hai să mergem la colindat dacă tot vin sărbătorile, să facem și noi niște bănuți. Ce? De colindat îți arde ție acum? Dacă nu vii cu mine, ți-l bag pe Gică pe nas. Bine, vin cu tine. Bine, hai să batem la ușa asta să vedem dacă ne deschide. Dacă nu vrea colindat, îl facem bucățele. Ce? Nu facem pe nimeni bucățele. Doar cântăm și am plecat. Primiți cu colindu. Dragă, au venit colindătorii. Aduc camera de filmat să filmăm, să avem amintire. Puteți porni, hai să vedem ce voci superbe aveți. Am plecat la vânătoare, dom, dom, să înălțăm, să te bat între picioare, dom, dom, să înălțăm, să te bat și cu ciocanul, dom, dom, să înălțăm. Ușa de nu mi-o deschis, dom, dom, să înălțăm, cu toporul ți-o-n fing, dom, dom, să înălțăm. Prin nefracție noi intrăm, dom, dom, să înălțăm, cu o sfoară te legăm, dom, dom, să înălțăm. Banii tăi eu îi voi lua, dom, dom, să înălțăm, iar apoi tu-i sechestra, dom, dom, să înălțăm, la anul și la multă teroare. Mulțumesc de colind! Poftiți niște nuci, bani din păcate nu am.
dar am nuci. Cum adică nu ai bani și vrei să-mi dai nuci? Știi ce a pățit ultima persoană pe care am colindat-o și mi-a dat nuci? L-am făcut miez de nucă cu ciocanul meu, Gică. Poftim? Ți-a mâncat Chucky limba? Chucky, ți-am zis de atâtea ori, nu mai teroriza lumea. Dezleagă-l imediat pe omul ăsta. Cum vrei să ne distrăm la colindat dacă nu terorizăm lumea? La colindat trebuie doar să cânți. Nu trebuie să legi oamenii de mâini și de picioare. Hai să plecăm odată de aici, că nu mai merg cu tine în viața mea la colindat. Traumatizez oamenii, săracul nici măcar nu o să mai deschidă în viața lui o ușă la colindători. Îmi pare rău, domnul, am plecat. Pierzi toată distracția sărbătorilor de iarnă. Uite, dacă vrei să rămânem prieteni, nu trebuie să mai rănești pe nimeni. Plictisitor! Știi ce? Vrei să facem ceva distractiv împreună? Hai că am o idee. Uite, am făcut bradul împreună. Acesta este un moment foarte special pentru noi doi ca prieteni și o experiență de neuitat, mai ales că sunt sărbătorile. Ce frumos a ieșit! Era mai frumos dacă îl împodobeam cu niște scule de terorizat. Acum hai să ne spunem ce cadouri ne dorim de Crăciun și dacă suntem cu minți, o să vină moșul la noi. Ce zici? Eu, de exemplu, îmi doresc un telefon nou. Tu ce îți dorești de Crăciun? Eu vreau un topor nou, că cel vechi s-a uzat și e cam tocit. Dacă nu-mi dă moșul ce-mi doresc, îl fac ferfelițe. Of, Doamne, în afară de arme pentru terorizat, îți mai dorești și altceva? Bine, bine, îmi doresc și să-l opresc pe stăpânul meu să nu mai vrea să te distrug. A început să-mi placă de tine. Ok, chiar este de apreciat ce ai spus, deci înseamnă că ai un suflet bun. Dar totuși, dacă aș putea să aflu mai multe lucruri despre el, până acum am aflat doar că are 20 de ani și îl cheamă Vlad. O, nu. I-am zis numele. Va trebui să te distrug acum. Numele dușmanului este Vlad. Dacă vreți să continuăm următorul episod, apăsați butonul de like și scrieți în comentarii cine credeți că este Vlad și de ce vrea să mă distrugă. Așa că abonați-vă, activați clonțul pircelul, un follow și pe Instagram și ne vedem în următorul episod cu și mai mult suspans. Salutare!